găsit la știrile din sport. Fetele din Reghin care practică basket se pregătesc de campionat. Meciurile vor debuta în luna octombrie, iar municipiul nostru va fi reprezentat de CSS Alexandru Ceușanu la categoriile U13, U14 și U16. ce vor activa și în Liga 1 cu echipa BC Sirius din Târgu Mureș, pregătită de profesorul Răzvan Moldovan. Obiectivul lor este promovarea în eșalonul superior. Basketul feminin se pregătește de un nou an competițional. CSS Alexandru Ceușeanu va începe meciurile din campionate în octombrie și va avea câte o echipă la categoriile U13, U14 și U16. Reginul inscris cu U13, U14 și U16, trei categorii. La under 13 voi activa eu cu domnul profesor Voș, under 14 este domnul Borbejol și la under 16 e categoria domnului Voș, singur lucrează cu ele. Under-16 mare de trecut, cum știți, în fiecare an se dau normele de control. În 22 la Cluj se vor da normele de control la această categorie de vârstă și în funcție de cum se vor la norme, așa vor intra în campionat. Regula este următoarea, nu zi normele, pleci cu minus două puncte de la începutul campionatului deja. ce vor activa și în Liga 1 cu echipa BC Sirius din Târgu Mureș, pregătită de profesorul Răzvan Moldovan. Obiectivul lor este promovarea în divizia A. Noi suntem pregătiți deja de o lună de zile, chiar joi acum la regi, nu facem un meci amical cu Clujul, am zis fetele puțin aici ca să se acomodeze și cu sala și să vadă și din Reghi puțin meci de alt nivel, pentru că este vorba de Liga 1. Și la Liga 1 obiectivul nostru este promovarea în divizia. Dacă vom reuși sau nu, vom vedea la anul ce va fi. E o combinație între mai multe fete din Mureș, Reghin, Sfântul Gheorghe am transferat, Craiova, de la fosta echipă Nova Vita am adus două-trei jucătoare și avem un lot destul de competitiv, zic eu, și cum am spus, obiectivul e promovarea în divizia. Obiectivele tuturor echipelor de basket feminin sunt îndrăznețe. În prima fază își doresc participarea la turneele semifinale și apoi chiar prezența în finale. Rezultatele obținute anul trecut le dau curaj sportivelor și antrenorilor, chiar dacă deocamdată nu știu ce echipe vor avea de înfruntat. Ce anul trecut la U13 Jolti a fost la turneu semifinal, a fost la un pas de turneu final domn profesor Voș la Under 16 a fost locul nou pe țară și la Baby și la mine ne-am clasat în primele 8 echipe la România, atât eu cât și Jolti la turneul final care s-a desfășurat la Bangalia anul ăsta.